Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod. De data aceasta vă voi prezenta noul snapshot 20W09A. Noile schimbări din acest snapshot sunt două blocuri noi nouțe. Primul este Crying Obsidian, adică obsidianul care plânge, și Target blocul, adică o țintă. Și încă o schimbare interesantă la Zombie Pigmen. Ei bine, nu mai există. Sau mai bine spus, i-au schimbat textura și numele. Deci, faceți cunoștință cu Zombified Piglin. Mă uitam pe site-ul celor de la Mojang și m-au nimerit foarte bine cu fraza asta. Ziceau acolo că, because, let's face it, your aim could use some practice. Deci, m-au ghicit super bine. Au știut de undeva, probabil, că eu nu mă pricep la shootere. Sau cei care joacă Minecraft nu se pricep la shootere. Așa că acum avem acest target block să exersăm trasul cu arcul, I guess. Deci, hai să vedem ce-i cu acest target block. În primul rând, se craftează cu un hay bale și 4 redstone dust. Fix așa cum vedeți aici. Hai să vă și demonstrez. Desigur, dacă aș avea și niște hay bale și niște redstone, ar fi de-a dreptul genial. Este o rețetă destul de ușoară, părerea mea, chiar foarte ușoară. Putem să facem rost de target block foarte ușor în survival. Așa. Și după cum vedeți, are ținta pe fiecare parte, absolut pe fiecare parte, și funcționează. Dacă eu limeresc cu săgeata aici, aici, aici sau aici, funcționează. Deci este full. Și altă chestie interesantă e că are sunetul de la hay bale, ceea ce nu știu dacă o să rămână. Ideea este simplă. Cu cât nimerești mai aproape de centru, semnalul redstone-ului va fi mai mare. Acum cei care se pricep la redstone știu ce să facă mai departe cu acest bloc și cu această informație pe care am dat-o. Așa că hai să vă arăt ce știu eu să fac. Atâta știu să fac. Să trag cu arcul sau cu arbaleta și, după cum vedeți, dacă dăm mai așa pe partea asta de bloc, o să... ținta mea, v-am zis că e foarte bună. Da, se activează cât mai puțin, deci încercăm să activăm doar una acum. E cam greluț, că sunt prea bun, ați văzut. Și centru, dacă nimerim centru, primim și advancementul, care scrie Bullseye, Advancement Made. Deci este destul de șmecheră chestia asta și cred că poate fi folosită destul de ca lumea în minigame-uri sau ceva de genul ăsta. Nu știu, voi ăștia cu redstone-ul o să aveți idei. Bine, și eu am deja câteva idei, putem să facem niște minigame-uri destul de interesante și, după cum ziceam, poți să lovești pe fiecare parte și o să funcționeze semnalul de redstone. Desigur, oameni buni, nu vă trebuie neapărat un semnal redstone. Puteți să faceți și chestia asta. Wow, that was fun. Arcași, pregătiți săgețile și aruncați. Oh yes, baby, look at this. Oh my god. Oh, that was amazing. Mamă, ce-mi place chestia asta. Hey, hey, mă scuzați că întrerup acest episod minunat, dar voiam să vă zic că de fiecare dată când apare un snapshot, eu postez, așa că o să fiți informați. Și dacă vă place ceea ce fac și cum prezint lucrurile, vă recomand să dați un subscribe. Aș aprecia foarte mult. Acum pot să-ți testez abilitățile de arcaș, după cum ziceam, dar nu numai. Acest bloc transmite semnalul redstone dacă arunci și cu tridentul. Vedeți? Nice. Și cu oul. That's very funny. Și cu snowball-ul, cu bulgărele de zăpadă, cu poțiuni de splash. That's nice. Și de astea de lingering, sau cum dracu se mai cheamă. Dar cu ender pearl-uri nu funcționează. Și mai dacă mai aveți alte întrebări, Colpir vă răspunde. Dacă vreți să aruncați cu dispenserul niște poțiuni, niște rachete de astea artificii care să aibă culoare, știți voi, de alea făcute mai greu, nu o să funcționeze, din păcate. Sunt curios dacă o să funcționeze pe viitor. Dacă vreți să aruncați cum se cheamă? Săgeți? Funcționează? Dacă vreți să aruncați din dispenser fire
charge, funcționează. Deci, cam astea sunt. Nu cred că am ratat ceva. Dacă am ratat ceva, nu-i bai, o să aflăm pe viitor. Dar cam asta este cu target blocul, oameni buni. Hai să trecem la Crying Obsidian. Obsidianul care plânge. Dar hai să intrăm în Nether totuși, nu? Să-l vedem mai bine acolo. Da, nu funcționează. Oameni buni, momentan nu putem să facem nimica cu acest bloc. Doar îl avem și ne uităm la el. Este frumos, este superbă textura, părerea mea. După cum vedeți, chiar plânge acest Crying Obsidian. Din câte am înțeles, are 3 tipuri de particule. Asta nu cred că ne interesează foarte tare, dar doar așa am înțeles și eu. Și na, poate este o informație care vă interesează. Dar, totuși, ce-i cu acest Crying Obsidian? Acest Crying Obsidian a fost acum ceva timp adăugat prin versiunile beta ale jocului. Și practic, din câte mi-amintesc eu și din câte am învățat chiar de la voi, acest Crying Obsidian, dacă te așezai pe el, îți setai spawnul în Nether. Acum, sincer să vă zic, nu știu dacă o să fie la fel și acum, în 1.16. Poate o să-i adauge ceva mai nou, ceva mai interesant. Dar sunt foarte, foarte încântat. Cred că l-au adăugat așa mai mult ca să fim gen, oare ce vor să facă cu acest bloc minunat? Gen, să ne adauge puțin, să ne facă să fim curioși despre viitoarele snapshot-uri. Ceea ce mi se pare foarte ca lumea. Bun, cam asta e cu Crying Obsidian, doar arată bine. În schimb, putem să facem rost de el cumva. Într-adevăr, piglinii sunt cei care o să ne ajute să obținem Crying Obsidian. Crying Obsidian îl primim și foarte ușor de la piglin. Și după cum vedeți, o aruncat o poțiune foarte interesantă, o poțiune de fire resistance. O schimbat, oameni buni, trade-ul cu acești gușteri. Acum o să primim și Crying Obsidian, chiar 4 bucăți am primit, și Shroom Light, 4 bucăți. Deci, o schimbat drastic față de ultima dată trade-ul cu acești piglini. Deci, eu o să mai fac acum câteva trade-uri cu ei. O să arunc chestiile astea și să vedem ce obținem după ce arunc tot stack-ul ăsta de gold. Dar oricum, dacă vreți Obsidian, Crying Obsidian, așa îl obțineți. Dacă vă jucați pe snapshot-uri acum, dar mă îndoiesc că vă jucați acum pentru că jocul încă nu-i foarte, foarte stabil. Și după cum vedeți, se schimbă de fiecare dată câte ceva. Adică e șocant. Ia fiți atenți, oameni buni, câte chestii am primit dintr-un stack de gold. Adică, wow! Chiar este superb. De abia aștept în 1.16, îmi fac o fermă de piglin. O să am o grămadă de chestii. Avem gravel, avem shroom light, leather, ciuperci din astea, ender pearl-uri, crying obsidian, nether quartz, fire charge, poțiune de rezistență, de fire rezistență, de rezistență la foc. Ceea ce mi se pare genial. Vin aici și arunc câtva gold, îmi dă ăla o poțiune și gata, m-am dus în lavă pe unde am eu treabă. Mi se pare genială chestia asta. Și am mai aflat o mică chestiuță, un fel de bug fix sau ceva de genul ăsta. Înainte când aruncai gold așa, ei mai renunțau la câte un item din mână, da? Adică renunțau la sabie și la arbaletă. Acum ăștia cu arbaletă nu o să mai renunțe niciodată la arbaleta lor. Nu știu de ce, dar aparent asta este o schimbare. Am uitat să menționez că Netherite Hole este cel mai rar trade pe care poți să-l faci cu piglinii. Dacă ai obținut Netherite Hole, înseamnă că ești norocos. Spuneți-i la revedere pigmenului pentru că acum îl avem pe Zombified Piglin, care, părerea mea, este mult mai potrivit cu noile schimbări din Nether. Adică, înainte, pigmenul nu arăta absolut deloc. Bine, poate semăna, dar foarte, foarte puțin cu piglinul, da? Deci nu se pupau. Și acum că au schimbat skin-ul la pigmen și este piglin, zombie fight piglin, este superb. Mi se pare că au făcut o treabă foarte bună. Nu s-au îndepărtat foarte, foarte tare de skin-ul original al pigmenului. Și arată super șmecher. Are o ureche, cealaltă ureche nu mai are. Are un mic rât de porc. Și mi se pare că este o mică problemă aici la pantaloni, dar nu sunt eu sigur dacă chiar așa e sau poate așa era înainte.
whatever. Arată super, super șmecher. Mie îmi place această schimbare. Să-mi ziceți în comentarii ce părere aveți voi despre această schimbare. Acum lava are o proprietate destul de interesantă. Când curge așa, funcționează la fel ca apa, adică transportă iteme sau chiar mobi, ceea ce mi se pare destul de interesant pentru că înainte nu exista așa ceva, dar e și logic pentru că într-adevăr se mișcă lava, ăștia sunt rezistenți la lavă și la... Da, sunt rezistenți la lavă și la foc și la toate alea. Înseamnă că poate să funcționeze chestia asta, să se miște. Nu știu cu ce o să ne ajute chestia asta, dar e destul de interesant. Înainte puteam să pun această ciupercă albastră și să-i dau cu bone meal și să crească pe acest bloc, da? Dar acum nu se mai poate să se întâmple chestia asta, deoarece trebuie să fie pe Nilium, Warped Nilium, da? Ciupercă albastră pe Warped Nilium, dăm cu bone meal. Acum ar trebui să crească ăsta mare. Și la fel și cu ciuperca roșie. Dacă este pe blocul roșu, pe cum se mai cheamă ăsta, Crimson Nilium, funcționează, poate să crească. Dar dacă este pe Warped Nilium și punem ciuperca roșie și dăm cu bone meal, nu funcționează. Este o schimbare destul de interesantă. Oh my god, arată absolut genial, v-am zis. Deci am făcut două videoclipuri în care am construit în Nether 1.16 și m-am plâns, cred că în ambele, că nu pot să pun poturi. Gen, nu pot să pun ciuperci în flower pot sau nu pot să pun chestii din astea, ciupercile alea albastre sau chestiile astea, buruienile astea roșii arse, I don't know. Dar în sfârșit se poate, în noul snapshot se poate și înseamnă că Mojang ne-a ascultat. Bine, nu neapărat pe noi, pe toată comunitatea. Și aceste două ciuperci acum se cheamă fungus, înainte se chema fungi. Nu știu dacă vă interesează așa de tare, dar se cheamă fungus. În snapshot-urile anterioare, ceața asta albastră pe care o vedeți se schimba instant când treceam într-un alt biome. Ei bine, acum au făcut o tranziție mult, mult mai plăcută. Și când trecem în cealalt biome de Crimson, se mișcă mult mai bine și mult mai plăcut vizual. Vedeți? Oh my god, e așa plăcut când treci dintr-un biome în altul. Și de chestia asta m-am plâns acum câteva episoade și acum funcționează. Putem să urcăm pe vainurile astea din Nether. Mi se pare super, super mișto chestia asta și logică. Mă mir că nu o pus-o chiar de la început. Dar totuși, se întâmplă chestii foarte șmechere, adică cred că ăștia de la Mojang ne ascultă, așa că nu uitați să lăsați un like, să susțineți această mișcare a noastră, că noi practic influențăm pe cei de la Mojang să schimbe cum vrem noi. Da, 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 sigur asta se întâmplă. Netherwart blocul și Warped Wart blocul, adică ăsta albastru, se pot sparge mult mai repede cu Netherite Hole-ul. Probabil de asta îl primim acum la trade și cu piglinii. Dar hai să vă arăt că se poate sparge în continuare cu mâna, dar se sparge mai greu, da? Și dacă vrem să fim mai eficienți și mai rapizi, putem să folosim Netherite Hole-ul. Bam, 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 bam. Și sunt curios acum dacă putem să folosim și un hole de diamond sau de orice altceva. Da, 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 funcționează, funcționează în continuare. Uite, cu ăsta de fier parcă funcționează puțin mai greu. Cu ăsta de aur rapid, cu ăsta de fier. Am zis fier, era ăla de stone. Cu ăla de stone parcă funcționează puțin mai greu, dar foarte, foarte, foarte puțin se vede. Oricum, este destul de interesant că hole-ul are o abilitate nouă. Oameni buni, cam atât au fost pentru episodul de astăzi. Sper că ați învățat noile chestii din Minecraft 1.16, snapshot-ul 20W09A. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe dacă n-ați făcut-o până acum, pentru că postez de fiecare dată când apare un nou snapshot și vă explic toate chestiile noi adăugate. Desigur, au mai fost câteva bug fix-uri, deci dacă sunteți curioși, puteți să intrați chiar voi și să le citiți, pentru că sunt pe site-ul celor de la Mojang. Din nou, vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare. La revedere, oameni buni! Să aveți o zi faină în continuare!